Fluctuațiile de temperatură ne pot afecta sănătatea. Șocul termic este resimțit în special de cei care suferă de boli cronice. Durerile reumatice și de cap, tahicardia și creșterea tensiunii arteriale sunt principalele simptome pe care le prezintă pacienții la unitatea de primire urgență a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași din cauza diferențelor de temperatură. Temperaturi din nou crescute, organismul trebuie să facă față unor schimbări de temperatură destul de mari, de la 15 grade din nou la 30 de grade. Organismele tinere și sănătoase în general reușesc să facă față, evident cu un efort pe care nu-l percep cei sănătoși. Cei cu afecțiuni cronice, și mă refer în primul rând la boli cardiovasculare, au dificultăți și ei suferă cel mai mult. De asemenea, persoanele vârstnice, la care există deja boli neurologice sau boli cardiovasculare, ceea ce duce la o adaptare mai dificilă la modificări rapide și mari de temperatură.